Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Multe emoții în jurul cascadei Bigger, care s-a apropiat și vorba internetului. Acum nu mai e cascada Bigger, e cascada Smaller. Așa e. Probabil o eroziune naturală, deși sigur un activist de mediu acuză o păstrăvărie că a furat apa cascadei. Chestia e că păstrăvăria e acolo de 33 de ani. Deci nu se explică, sau poate gândim în timp geologici, nu știu ce să spun. Păi și cine a fost primul? Cascada sau păstrăvăria? Păstrăvăria. Foarte frumoasă cascada, mai ales dacă, adică era frumoasă, mai ales dacă știi să fotografiezi cu timp îndelungat de expunere. Dar, mă rog, o cascadă frumoasă de care s-a vorbit foarte mult, a fost declarată cea mai frumoasă cascadă din România, nu știu ce. Din lume, bre! Din lume, la un moment dat, a bătut Niagara de departe, Iguasu, alea... Dă-le încolo, care azi mare, asta era pitorească, mică așa. Mică pitică, vorba ta. Da, deci multă emoție, cum am spus, dar unii sunt mai emotivi decât credeam, deși erau semne că trebuia să ne imaginăm. Îl mai țineți minte pe fostul ministru Marcel Vela? Eu îl urmăresc pe Facebook, e foarte, cum să nu-l țin minte. Da. Domnul... Eu nu stăluie niciodată, dar zic, era de așteptat la ce postări avea dânsul, da, alea da, romantice de când era... Cu floricele, cu bioceic, exact. Acum da, cred că a fost și a plâns. Da, era nevărsat. Chiar a plâns. Eu cred că a și descins în geaca celebră, geaca la Bigger. Da. Deci domnul ministru Vela Poreclit Geacă are o postare de poetastru depresiv. Citez. Caraș Severinul plânge. Deci este exact ce ziceam, da? Caraș Severinul plânge. Cascada... Taci-mă din gură. Chestia e că scrie fără diacritice, ceea ce are un efect comic. Că scrie Caraș Severinul plânge, cascada Bigar din Muntii Banatului a căzut în această seară în raul Minis. Stanca de travertin, plină de muschi, si plante unice, peste care se prelungea plangand cu nestemate de cristal izbucul Bigar, s-a prabusit astăzi sub povara propriei frumusetii. Deci, acum, cred că mulți dintre ascultătorii noștri se încruntă și spun, mă, cum puteți să râdeți de că e o tragedie? Într-adevăr, este o tragedie, da, dar lucrurile sunt diferite. Este o nenorocire ce s-a întâmplat acolo. Noi râdem de ăia care încearcă să se dea mari pe lângă ce s-a întâmplat acolo, știți? Și domnul Marcel Vela Geacă este unul dintre ei, care face o postare de-asta, cum să spun, tragicomică, depresivă, pe lângă, cu plânge, cu nestemate... Mi-a plăcut finalul ăla, sincer, acum. Adică licența aia cu s-a prăbușit sub povara... Povara propriei frumuseți. Da. Frumos, e, domnule, frumos, adică e zis... de bac. Eu am zis... Ce e? E de bac. A, de bacalaureat? Da. A credea că de bac și nu... Ce ți-a căzut la bac? Cascada Bigger. Mi-a căzut Bigger. Da, deci asta e dânsul eseul de la domnul Bigger. Vela, mult mai... Adică nici eu de la început n-am înțeles de ce era dânsul ministru de interne, că putea să încerce să scrie la revista școlii toată viața. Da. Dar domnul Vela, că nu asta e singura chestie, mai sunt mulți care își frâng pixul și creonul când încearcă să scrie ceva, dar, mă rog, domnul Vela, om de acțiune, a găsit și soluția, domnule, să o lipim la loc. Sac, și aici... Picatura ce lipește. Zice așa, domnul Vela, haide să găsim împreună o soluție pentru un proiect național de restaurare și reconstrucție pentru acest monument natural. Deci să facem una frumoasă, luăm niște super glue de-asta, da, o lipim, stânca e acolo. Ce, ea nu poate fi ridicată, ori o ridicăm, punem niște lipic și am rezolvat problema, facem cascada la loc și dacă nu merge, facem una de beton mai frumoasă. Vorba aia, cascada Bigger s-a dărâmat, a venit apa și l-a luat. Corect. Vom face alta pe râu în jos, alta mai trainic și mai frumos. Cum e, mai să-mi spui? Cine bun, s-a prăbușit. Asta eu am scris. N-ai talent, domnule. Nu te supăra pe mine. Nu, serios, n-am talent. Nu. Stai că Luca și zice. Și geacă n-ai. Ia zi, deci, domnul Vela, cum a nu mi-a plăcut, n-am zis la mișto. Dar nu e actor. Cu povara frumuseții. Povara frumuseții. Auzi, mă, dar nu trebuie făcut o licitație acum? Asta e o licitație. Serios, un F5 de ăla? Facem o frumoasă structură pe grinzi. Din plus că, imaginați-vă că dacă ar fi avut o bordură ca lumea cascada, n-ar mai fi ajuns lumea acolo. Borduri, și ar fi... nu știu ce. Da, bravo. Eu aștept reacția domnului, cum îl cheamă, de la agricultură, prietenul nostru. Domnule, nu mai știu nimic de Daia. Domnul Daia trebuie să implice în asta, el simt că o să vină cu ceva soluție ca lumea. Daia, da. Asta e. Din păcate se mai întâmplă lucruri de genul ăsta. A fost în urmă cu câțiva ani, a fost un cutremur în Grecia și s-a prăbușit, mă rog, faleza acelei faimoase plaje, care era cunoscută în toată lumea. Lefkada. Nu, Lefkada.
În Lefkada. În Lefkada. Și asta e. Numai... Și ce au făcut acolo? Nu au făcut nimic. Asta e, foștii deci, ministri nimic? Da, face parte din viață. De ce nu au lipit tot așa? Da, de ce nu au lipit? Că nu mai poți să lipești. Domnul Fela, practic și acea plajă, faleză, s-a prăbușit sub povara propriei frumuseți, ca urmare a încărcăturii de nestemate care plângeau peste versanți. Acolo exagera puțin. Dar partea cu strict povara frumuseții, da. Dar să știți că gâgă e peste tot. Deci gâgă nu e numai în geaca domnului Fela. La pept o ține așa. Gâgă este și la Rom Silva. Rom Silva, cred că e panică mare la Rom Silva, mai ales după ce a ieșit activistul de mediu și a zis că din cauza voastră s-a prăbușit, pentru că păstrăvăria și niște chestii. Și ei au zis, nu, noi am avut grijă. Ba chiar am tăiat doi copaci care erau să se prăbușească pe cascada Bigger la un moment dat. Deci am făcut treaba, am tăiat copacii. Și a zis, și Rom Silva zice, să stăm liniștiți că în timp cascada se va reface. Deci se va pietrifica mușchiul, spune. Această cascadă este într-o dinamică naturală permanentă. Ca orice cascadă, aș spune, ca orice curs de apă care erodează. Deci această cascadă este într-o dinamică naturală permanentă și în timp se va regenera prin depunerea unor noi straturi de mușchi pietrificat. N-a zis cam cât. Da, practic într-un 1.000.000 de ani. Asta e. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.